Eu m-am învățat să bat mătrele, spălat-o pe față de dimineață și să mă rog înainte de masă. Se supăra când mâncam grăbișine din spatele casei, știind de slăbiciunea asta a mea. Dacă nu spuneam rugăciunea înainte de toate, cu nenica a fost greu. Trebuia de măturat o gravă, de făcut ordine în gânduri, trebuia să crești, să crești, să crești, într-o poveste, în Dumnezeu. Dumnezeu, nenica, era tot un nenica și interzicea și lui să mănânce vișine din dosul casei, înainte de a-și spune rugăciunea. Nenica lui era mai rău, al meu era mai bun. Nenica lui interzicea să mănânce carne, brânză, îi interzicea să bea vin. Nenica lui tiran în care și eu trebuia să cred și credeam, pentru că era fioros și pedepsea cruntul. L-a pedepsit și pe vecinul meu Luca, tot tâmplar era, l-a pedepsit cu moartea. Se usca văzând cu ochii. N-am plâns. Eu nu eram așa de rău ca el, eram mic și credeam. Nu voi putea fi pedepsit niciodată așa de crunt. Eu nici furnicile nu le călcam. Mergeam atent și întârziam peste tot. Furnicile și gângânile vroiau și ele să trăiască. Chiar dacă întârziam undeva, chiar dacă trebuia să fug, nu călcam pământul, zburam. Era o iubire mare pentru nenica, lui nenica. Înotam deasupra pământului, înotam în eter. Căluțul nici el nu era rău, dar și el era pedepsit cu bici și cu muște, pe care coada lui nu le iubea deloc. Toți eram vinovați, toți am făcut ceva, așa îmi spunea nenica. El avea și el soție și 9 copii. Marele tâmplar își trăiește viața prin alți tâmplari mai mici, de parcă i-a scăpat prorocirile lui Isaia în David în cop printre degete. Nimic nu e de salvat, nimeni nu e de pierdut. Toate oițile sunt o spână ermetică, dacă poate ajunge la ele un lup, e numai ciobănașul. Ciobănaș carnivor, cu glugă pe cap, cu flaut în pum, unghii curate și față de lapte. Ciobănaș cu geacă din glană de mier, cu glugă pe spate, cu chitară în mâini, cu unghii sparte și fața, cacao cu lapte. Ciobănașul lup, care își lasă spâna de dragul mielușelului rătăcit, să-l scape de lup, să-l scape cu viață, să-l scape de viață. Ciobănaș cu lapte, pentru toate bisericile, pentru toți credincioșii, pentru toți sărmăniei cu Duhul, pentru toți copilașii, pentru toate curvele, vameșii și mardeiașii. Din icrele mele cresc credințe, peștișorul colișor, peștișor de aur, peștișor de aur. Categoric, brânza de oi este cea mai bună. Sărăcic, așa cum știa să o facă Bade Gheorghe, nu știe nimeni. Îl iubesc pe Bade Gheorghe mai mult decât pe oricare dintre frații lui, tăticul. Poate că e bătăușul satului, că e sărac și vertical, poartă în el un Dumnezeu mic, cât pumnișorul lui, pumnul fatal, cu care îi cemăgește pe vecinii gălăgioși. Dar Bade Gheorghe e bun, pumnul însă nu, pentru că e viu și la fel de mare cât Dumnezeul lui. De Paști eram de 2 ori mai mic. Ceara lumânării ținută în mâini mă cipea de degete. Nenica mi-a spus să păstrez focul cât pot de mult. Cineva a deschis ușa. Vântul a alungat focul. Un fum albăstrui se grăbea să se lipească de cupolă. Când mă uit în ochii tăi, mă simt trecut din răzătoare, ca o steclă roșie când vrei să faci o supă, ca morcovul înainte de a-l prăji în tigaie, cu mirosul de ceapă, în toată bucătăria, cum obișnuia să facă mama. Și când plângând fugeam de acolo, de teamă că acuș îmi mai găsește de ceva de lucru și va trebui și varză să trec prin răzătoare, dar supă e fără varză, fără carne, că bani de carne nu și e vineri, iar sâmbătă e joacă și mama nu e mama, iar tata nu e tata. Pe mine alții m-au crescut, pe cine însă nu. În copilărie mă chema Harry Potter, ochelari aveam nu chiar așa rotunzi și lentile mai subțiri, la fel de reținut, cu buzele uscate, cu nervii strânși ca în legătura de pătrunjel. Când mama îmi spunea să merg să-mi iau înghețată și dacă tot mă duc, un tai de un kilogram de cartofi cu o legătură de marar, de pătrunjel și sfeclă. Unde te-ai dus? Pițuica, ești tot tatăl. Mămică, n-am să uit. De înghețată. La rând stăteam o oră, că
tata nu e tata, e mama.